Veste bună pentru medicii și pentru pacienții de la secția de pneumologie. Condițiile de aici s-au schimbat semnificativ odată cu finalizarea primei etape din proiectul de modernizare a secției. Acum este disponibil un spațiu complet nou dotat cu toate facilitățile medicale. Termenul de finalizare a următoarei etape de modernizare este 15 iunie. Până la finele anului, întreaga clădire va fi modernizată, după cum precizează Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Salaj. Suntem în secția de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău. Împreună cu cealaltă clădire de contagioase și cu clădirea de psihiatrie, sunt cele mai vechi clădiri cu destinație de spital din Zalău. Ele au fost construite la sfârșitul secolului XIX. De atunci, aceste clădiri, fiind clădiri de patrimoniu, nu s-au făcut modernizări substanțiale în aceste clădiri. Este cea mai serioasă investiție care se face acum. Spațiul în care suntem a fost un spațiu nefolosit, un pod. Acum este amenajat ca și mansardă. Aici vor fi în primă fază 19 paturi, într-o fază ulterioară 25. Se va decongestiona întregul spațiu, pentru că toată clădirea va fi modernizată. Etajul de sub noi este aproape finalizat. Urmează să continuăm, să finalizăm și parterul și subsolul, în care vom organiza în principal suportul pentru spital, respectiv vor fi acolo magazii pentru echipamente, vestiare pentru personal, o arhivă, iar spațiul va fi în totalitate modernizat și va arăta așa cum este cel de aici. Am fost preocupați nu doar de modernizarea spațiului, ci și de dotarea cu aparatură. Ultima achiziție este un bronhoscop, o aparatură scumpă care permite investigații de calitate și ajută medicii în stabilirea unui diagnostic și, evident, în stabilirea după aceea a tratamentului adecvat. Ne focusăm pe pacienți. Dorim ca să aibă cel mai bun confort, să aibă cea mai bună investigare, cea mai bună medicație și cel mai bun tratament. Totodată este important ca și medicii, personalul medical, personalul de îngrijire să aibă condiții bune și ăsta este primul pas. Peste 2 săptămâni finalizăm următorul pas, iar în 2 luni va fi terminată întreaga clădire, inclusiv exteriorul. După aceea vom continua cu clădirile care urmează. Odată cu modernizarea acestui spațiu, medicii care activează în această secție au cu totul și cu totul alte condiții, ceea ce presupune un alt tratament și pentru pacienții internați aici, după cum precizează cadrele medicale. În primul rând vreau să ne spuneți ce înseamnă această modernizare a secției pentru noastră în calitate de doctor care activați aici. Bună ziua! Pentru noi este un mare avantaj și ca și echipă care lucrăm în spitalul acesta, dar în primul rând este un avantaj pentru pacienții noștri, care în general sunt pacienți cu patologie respiratorie și atunci spațiul acesta a renovat cu multă ventilație și cu condiții optime, cred că va fi un mare avantaj pentru pacienți în primul rând și sigur și pentru personalul care lucrează aici, aducând o mare siguranță în efectuarea actului medical și confort, care va aduce multă calitate nouă și tuturor care au nevoie de serviciul acesta de pneumologie. Domnul doctor, ce înseamnă pentru noastră medici care activați aici reabilitarea și modernizarea acestei secții? Și implicit pentru pacienții pe care îi îngrijiți? O mare bucurie, reprezintă o mare bucurie renovarea acestui spital. N-am crezut când am ajuns în Zalău că o să ajungem să modernizăm un astfel de mod, în acest mod spitalul. Vom avea condiții mai bune, sau mă bucur că vom avea condiții mai bune pentru pacienți, pentru îngrijit pacienții, pentru tratat pacienții și condiții mai bune de muncă pentru noi. Eu sunt șeful de secție al pneumologiei din Zalău, Spitalului Județean
Zalău. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, în calitate de șef de secție, această reabilitare și modernizare care s-a făcut? Păi este un lucru la care ne-am așteptat de mult și ne bucurăm tare că până la urmă s-a reușit să reabilităm și această aripă a spitalului. Munca noastră va fi mult mai ușoară și, în primul rând, și pacienții vor fi mult mai mulțumiți pentru că saloanele sunt foarte confortabile. Acum să ne aflăm la mansarda spitalului, care până acum nu a fost folosit. Și s-a reușit cu eforturi mari, pentru că trebuia respectat și anumite condiții, pentru că clădirea este patrimoniu național. Destinația lui inițială a fost tot spital, dar nu mai corespundea cerințelor noi. Acum avem saloane cu două paturi, observați, cu oxigen, cu tot ce trebuie pentru o activitate normală. Avem aparatură medicală tot achiziționat în ultimul an și sperăm că o să putem desfășura o activitate fructuoasă de acum înainte. Trebuie să menționez că totuși mai există niște treburi care va trebui să rezolvăm. Este vorba de stația de oxigen, care probabil că vom face o stație comună pentru celelalte secții contagioase și psihiatrie. Și problema liftului, care încă nu este montat. Asta ne-ar ajuta la transportul bolnavilor grav și la transportul mâncării. Mâncarea se aduce de la spitalul nou și este foarte greu de transportat pe scări. Domnul manager, vreau să ne spuneți ce înseamnă pentru Spitalul Județean această investiție și această modernizare a acestei secții. Pentru Spitalul Județean, modernizarea acestei secții înseamnă continuarea unui proiect început în 2011, prin care Spitalul Județean, corpul principal a fost modernizat pe fonduri europene. S-a început și aici, în 2010, o parte de modernizare a acestui corp de clădire, care e secția pneumologie. S-a oprit și anul trecut am reluat modernizarea acestui spațiu. Noi, după ce o să terminăm de modernizat toată această clădire, o să asigurăm condiții de cazare și tratament, infrastructura spitalicească, la un nivel corespunzător a ceea ce se dorește astăzi în domeniul sănătății, în spitale. Eu sper ca în acest an această clădire să fie terminată. Avem asigurate fondurile din partea Consiliului Județean și de la Ministerul Sănătății o parte. Problema este doar să găsim soluții împreună cu constructorul ca să asigurăm un ritm mai accentuat și mai accelerat pe șantier. Vreau să ne spuneți ce înseamnă această investiție pentru personalul medical de aici. Este un lucru foarte mare ce s-a întâmplat aici, pentru că toată această modernizare ajută foarte mult personalul medical în desfășurarea activității. Pe infirmiere și îngrijitoare de curățenie le ajută foarte mult, pentru că pot să facă mult mai ușor curat, iar din punctul meu de vedere și rezultatele curățeniei sunt mai bune atunci când faci curățenie pe o podea nouă, integră, pe care nu sunt crăpături sau deteriorări. Siguranță mai bună pentru pacienți, iar pentru asistenții medicali mult mai ușor, pentru că sunt saloane cu numărul de paturi mai mici, cu buton de apelare a
asistente la fiecare pat, cu facilități pentru fiecare pacient de a-l îngriji, mult mai mult spațiu, vor avea oxigen la pat, vor avea aer comprimat la pat, foarte, foarte mult o să le ușureze munca. De asemenea, cred că va fi foarte bine primit de către pacienți, pentru că pentru pacienți, condițiile pe care le-au avut aici înainte nu au fost tocmai cele mai bune, pentru că saloanele erau aglomerate, vor avea acum facilități, mult mai multe toalete, saloane cu toaletă în interiorul salonului, sunt 4 toalete pentru dizabilități, adică acolo se poate intra cu cărucior, pentru pacienții care nu se pot deplasa, dușuri, sigur că cu, în rest, cu toate facilitățile pe care noi le avem în spital, pacienții au în baie dotări, săpun, hârtie igienică, condiții ca și la hotel, de aceea se și numesc condiții hoteliere, condițiile de spital, ei trebuie să aibă tot timpul lenjeria curată, baia curată, exact ca și într-un hotel. Acum se poate, așa cum este aici, se poate pentru pacienți să aibă aceste condiții hoteliere de o calitate foarte, foarte bună. Lucrările de modernizare au o valoare totală de aproape 4 milioane de lei, fondurile provenind din bugetul județului și de la Ministerul Sănătății. Prima etapă a presupus refuncționalizarea mansardei clădirii, unde au fost amenajate 6 saloane cu 19 paturi, 7 grupuri sanitare, un cabinet de asistenți medicali, un cabinet medical, o sală de tratamente și o cameră de gardă cu grup sanitar. În etapa a doua, la etajul întâi, se amenajează 5 saloane cu 17 paturi, o sală de tratamente, un spațiu pentru explorări funcționale, un cabinet medic șef de secție, 3 grupuri sanitare și 2 cabinete pentru asistenții medicali. Până la finalul anului vor fi refăcute și spațiile de la parterul clădirii și exteriorul acesteia.